Credință și cunoaștere cu Cristian Curte la Radio România Cultural. Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi seara aici la Radio România Cultural vorbim despre Sfântul Ioan cel supranumit Scărarul. După scrierea sa devenită celebră în ortodoxie și nu numai, Scara Dumnezeescului Urcuș. Un monah care este sărbătorit astăzi, în această duminică din post, după înălțarea Sfintei Cruci, când sărbătorită duminica trecută, așadar un monah pe care biserica a socotit că trebuie să-l prăznuiască în data în care a trecut la Domnul, pe 30 martie, dar și să-i lege numele și implicit și scrierea cea mai importantă a sa de o duminică din post. De ce a făcut biserica aceasta? Evident, pentru că această scriere este foarte importantă pentru ascetica și spiritualitatea răsăritului. Este în limba română probabil cel mai întâlnit manuscris, foarte copiat, tradus încă din secolul al XVII-lea. Avem și două traduceri de secol 20, Mitropolitul Nicolae Corneanu și mai presus de el, cred eu, Părintele Dumitru Stăniloae, care o și include în filocalia sa. Avem și alte traduceri, de care n-are rost să pomenim, pentru că nu acesta este miezul discuției din această seară. Încercăm să vedem de ce este atât de importantă scara lui Ioan Scăraru pentru creștinii ortodoxi, de ce e importantă pentru monahi, pentru că în primul rând a fost scrisă pentru ei, dar și cum se pot folosi de ea și mireni. Invitatul din această seară al emisiunii este Părintele Andrei Coroian, monah cu vocație, slujitor la Catedrala Episcopală din Deva. Îi spun bună seara, dacă ne aude. Bună seara, frate Cristian, bună seara tuturor, mă bucur să vă aud. Părinte Andrei Coroian, aș dori să începem discuția noastră despre acest sfânt excepțional, care a trăit între 579 și 641 la Mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe Muntele Sinai, printr-o întrebare foarte personală. Când ați citit prima dată Scara Sfântului Ioan? Cred că în 1994-1995. Am citit-o, cred că în acea perioadă am citit-o și la chilie și s-a citit și la trapeză. Cred că da, în 1994-1995. Erați la mănăstirea Nicula atunci? Eram erați la mănăstire, da. Novice sau călugărit? Auzisem despre ea. Cum am spus că am citit imediat după 90, atunci tot ce a apărut, începând cu Pelinul Rus, Urmarea lui Hristos, tot, până la sute de cărți care apăreau atunci așa pe bandă, rulant aproape la editura Anastasia, domnului Sorin Dumitrescu, și la Cluj le luam de la doamna preoteasă Bizău, care erau apropiați cu familia domnului Sorin. Și începuse și filocaliile să se reediteze după 1990. Dar eu am citit prima dată filocalia 12, că așa cred că am găsit, nu știu cum a fost, cuvintele lui Isaia, care nu le uit niciodată. Și cred că în paralel au vorbit duhovnicesele Sfântului Ioan Casian, PSB-urile, cu convorbirile cu cele despre cele opate sau așa. Și așa am ajuns la scara, deja eram intrat în mănăstire, se citea foarte mult și la trapeză și la alături de scrie Sfântului Tudor Studitu despre ascultare, mai ales despre viața monahală. Și de atunci, practic, am tot citit-o. Cum a fost prima întâlnire cu Ioan Scăralul și scara sa? A fost o întâlnire frumoasă, pentru că venea pe un fond așa de spiritualitate bună, de duhovnicie bună. De fapt, noi trăiam o duhovnicie bună atunci. Eram în mănăstire și sigur că mănăstire se trăia
pe toate slujbele, citeam, în acele vremuri, citeam și Saltirea neîncetat, cumva la Nicula. Nu, practica în rugăciunea lui Iisus și mai ales cu o vreme, era părintele Cleop, atunci cred că în vârful așa, duhovniciei sale, și mergeam la Stihăstria, în 94 am început să merg prima dată și mergeam cel puțin o dată pe an, după aceea am avut 8 luni conducere la mănăstire, veniți din mănăstirea Stihăstria, părintele Sofian Boghi, Sofian Ardelean, care e acum exar la Buzău, și cu părintele Teodorit, care e acum stareț la Sfântul Mina, am zis ca econom, așa și cu mai mulți părinți, și faptul că sigur, acolo părintele Cleop a citat atât de mult în cărțile sale din Scara, mai ales în acea carte de predici pentru monahi urcus pe înviere, cita foarte mult din Scara și cu scriele părintele Cleopa și cu așa, de fapt, mi-a făcut o introducere, cumva o dorință de a citi, practic, toate filocaliile și cu viețile sfinților, dar așa cumva la nivel cumva de dorire de a pune în practică cumva. Și a fost așa, adică m-a impresionat foarte mult de la început, sigur și modul cum e alcătuită, pentru că este poate cea mai importantă carte practic de spiritualitate, de duhovnicie, care e ca și un manual care te duce de la pământ la cer, adică de la lepădarea de lume, lepădarea de deșertăciune, de lumea deșartă, lepădarea de nonsens, cum zice un părinte profesor de la București, care târcuiește scara, până la scările dreapta de sus, la nepătimire și la trăirea celor trei virtuți teologice, credința, nădejdea și dragostea, cumva unite. Și de la început m-a impresionat toate, am citit-o singur cu multă atenție, acum sunt multe detalii, dar de exemplu, ce ne plăcea nouă cel mai mult, ce să știa, a fost capitole 4, 5, 6, 7, cu acele capitole despre ascultare, știți, despre, în care descrie Sfântul Ioan foarte frumos acolo, atâtea exemple de mărturisire, de cu acel tâlhar care se mărturisește și starețul îi cere să se mărturisească public, să fac o mărturisire duminică în biserică după Sfânta Liturghie și înscenează, că face ca o scenă în care îl aduc câțiva, cum l-ar aduce pe un condamnat, și îl face acea povedanie penibilă și starețul și mai mulți sfătător cu Duhul văd Îngerul lui Dumnezeu care își ștergea fiecare păcat și după terminarea spovedaniei avea cartea vieții albă ca lumina și îl și primești în cinul monahal, fără să-l mai țină ani de zile sau zeci de ani, cum se obișnuia. Apoi cu acel celebru Isidor, fost guvernator al Alexandriei, vă dați un om de o funcție extraordinară, care tot așa intră și după multe stăruințe este primit în mănăstire și starețul evită la început să-l primească pentru că știa că este un om care a avut o funcție atât de înaltă și greu se va putea supune să fie ultimul frate ascultător. Și el, după ce insistă, face anumite făgăduințe că va fi ca fierul în mâna ferarului, ca lutul în mâna orarului, îl primește și dă o ascultare penibilă, cumva, aproape de neimaginat, să stea la poarta mănăstirii, să zică fiecare care intră, care iesă, iertați-mă pe mine îndrăcitul, așa ceva. Și, da, uitați-mă bine îndrăcitul. Și el face lucrul ăsta 7 ani. Sunt eu Scărarul care îl chestionează, îl testează, îl spune, dar ce ai simțit, frate Isidor? Ce ai trăit în sufletul tău? Și el spune, păi, părinte Ioane, să spun, primii 2 sau 3 ani, zice, credeam că pentru păcatele mele stau aici și sufer și dacă mor, dar scuipam sânge, atât de greu mi-era să mă zmeresc, atât de duceam o luptă cu mine însumi de scuipam sânge, adesea scuipam sânge. Dar ziceam, nu cedam, aici mor, să mor în fiecare zi, în fiecare clipă. Și după, a trecut vreo 3 ani, după 3 ani spuneam, am început să întreb răsplata, da? O să se rabda, îi rabda o mucenicie cumva cu lupta cu mine însumi, cu eu, dar o să am o răsplată veșnică, o să am răsplata cerească, o să am o mare răsplată duhovnicească. Și după încă 3 ani,
și Dumnezeu mi-a dat darul smereniei și anumit al umilinței, că nu mă credeam vrednic să văd față de om, să văd fața monahilor, fiind ca îngerul lui Dumnezeu, și mă credeam că ar trebui să fiu undeva la nu știu cât sub pământ, să calce toți peste mine. Și deja intras în ceea ce Sfântul Isaac numește acel adânc abis al smereniei care trăiește Dumnezeu. Și de aici, practic, cum eu se transformă, starețul îi cunoaște transformarea, desigur, povedindu-l, vrea să-l ducă, să-l hirotonească preot după 7 ani, iar el stăruie să fie lăsat în această ipostază. Și, să rămână, adică, la poartă, cerându-și iertare tuturor. Da, și Sfântul Ioan Scăraru spune că a mijlocit prin mulți la stareți, printre care și prin mine nevrednicul, să fie lăsat acolo, oarecând cum profețindu-ți sfârșitul. Pentru că, într-adevăr, a mai trăit puțin și a plecat la Domnul în această stare și mărturia a mântuirii lui și a sfințirii lui, că practic s-a sfințit, a trecut într-o stare de înaltă sfințenie la Dumnezeu, i-a spus portarului, dacă dobândesc îndrăzneală la Dumnezeu, o să te iau cu mine. Și a 8-a zi a murit portarul. Adică ajunsese la anumite stări duhovnicești, că probabil când ajunsese în acest abis al smereniei, el deja trăia probabil ca Sfântul Siluan. Adică avea și răpiri la cer, avea multe mărturii din cealaltă lume, răpiri la cer, dar el stăvea smerenie, deja prinsese gustul smereniei, zicea, cânta Sfântul Siluan, zice, a făcut un cântec, în iad voi merge, acolo voi petrece în veacul veacului. Nu-și mai dorea, dar Domnul lua la răpe la rai, zice, tu, Doamne, mi-a arăt raiul, dar eu sunt bun de iad, acolo e locul meu. Și să împăca cu starea asta de smerenie, de a se arunca în abisul smereniei. Părinte Andrei Coroian, ceea ce spuneți este foarte înalt, e spectaculos, poate că de dorit la modul ideal, dar ce poate să facă un mirean cu astfel de exemple și cu astfel de capitole, precum lepădarea de lume, despre înstrăinare, ascultare, citesc din capitolele cele 30 de trepte care duc până la rai, dar și unele care, să zicem că poate le-ar putea pune în practică, dar la ce nivel? Amintirea de moarte, bucuria plânsului, puritate și înfrânare, sărăcia alergătoare la cer. Ce să facă mireanul cu ele? Să știți un lucru, problema așa mi-a pus și eu acum 30 de ani. Dar erați călugăr, hai că eram vă veneau. În mănăstire, dar să știți un lucru, că când intri în mănăstire cu câteva sute de cărți citite, și, adică, sau câte ai citit, acolo intri puțin idilic, cum zicea în altul bătorul meu. Intri idealist și când vezi, de fapt, cam ce diferență îi, poate tu te strădui să nu mănânci la 2-3 zile și zici că în mănăstire voi mânca o dată pe săptămână sau să mă organizat. Când vezi că acolo, de fapt, nu se mâncă de 2 ori pe zi. Și sunt atâtea lucruri care... Și eu am ajuns, cred că chiar în acea perioadă, am ajuns citind Scara, cred că și alte cred, să cumva să aplic totul contextual. Adică m-am folosit foarte mult, acum că mă știți mai încolo, că este ascultarea lui Acachie, care e fenomenală, deci o mucenicie care e de neimaginat, deci care ajunge la asemenea stări, dar lucrurile astea deci, ne ajuta ca noi să facem ascultare la nivelul nostru, noi să ducem postul, rugăciunea, ascultarea, că mănăstirea asta e cel mai greu până la urmă, ascultarea. Sunt atâtea munci, atâtea activități, plus obligativitatea de a merge la slujbă și dacă le iei toate în serios, te mergi la toate slujbele, se termină slujba la 12, se termină la noi, mai făceai canonul personal, nu știu, era unul. Și la 5, cel puțin, te trezea iară. Deci mai mult de 4 ore n-aveam liber în 24 și mergeam la slujbă, la strană. Dacă eram de rând la vaci, făceam câte 2 luni sau 3 luni, trebuie să te scoți la 4 să faci vacile.
după ce te spălai cu 7 ape, să mergi la strană, să nu miroși. Și era, deci, așa, o activitate intensă, cumva, și care, chiar dacă nu era ca și în scara, ca și, dar trăiei totuși lucrurile astea. Ei, acum, sigur, sunt niște lucruri foarte importante, cred că, mai ales la primul capitol. Deci, primul capitol, cred că are vreo 10 idei. Lepădarea asta de lume, lepădarea de deșertăciune, de nonsens. O Sfință Părinți spun asta, că nu poți să mergi pe calea lui Hristos cumva fără să-ți impropriezi un mod de gândire evanghelic, patristic. Adică în toate nu mai poți să gândești lumește. Și cred că primul capitol tocmai asta face. Spune, Dumnezeu ne-a dat libertate, l-a făcut pe om liber și bunul și-a tot bunul Dumnezeu. Așa, așa, așa. Și Dumnezeu, cred că zice așa, cred că zice, da, Dumnezeu este al tuturor, dar viață dă celor ce vor. Adică cine vrea să-ți angajeze, totuși trebuie să facă un angajament. Și apoi arată trecerea aceasta de la păcat la virtute, nu-i ușoară, cere efort, arată eforturile prin care se trece. Apoi arată necesitatea duhovnicului. Deci tot cel care vrea să traverseze marea acestei lumi și să ajungă la limanul părăției cerești, să are nevoie de un Moise. Ea de fapt e scrisă într-un fel așa, poate și metaforic, de pare așa de înaltă, dar cred că, de fapt, duhovnicii au fost aceiași în toate timpurile, cumva. Și adică e foarte important, îmi spuneți, mirean sau călugăr, să ai în față un ideal, chiar dacă el pare neatins, poate chiar e bine, nu? Că e de neatins, că te pune în mișcare și cumva te și smerește, nu? Adică zici, măi, uite, mai am foarte mult până la. Te pune în mișcare... smerenia, sigur, e de dorit, asta și cauți, că smerenia, adică toate planurile să poți să lepezi eu, sinele, orgoliu, care, sigur, e o substanță care merge în toate fibrele existenței noastre, în toate firele ei. Și punându-ți idealul, sigur, nevoia asta de duhovnic, intrarea în lucrarea asta și, da, cred că acolo Sfântul Ioan niște exemple foarte interesante, care, sigur, cum după ce intri, cum să-ți găsești motivație, am zice noi, asta, prin frică de Dumnezeu, frică de pedeapsă, frică de judecată. Dar zice, dă-i exemplu, zice, să ai frică adevărată de Dumnezeu care îți dă până la următor resortul spiritual, duhovnicesc. Zice, dar să nu-ți fie frică de Dumnezeu ca de fiare, sau să nu-ți fie frică de Dumnezeu, să-ți fie frică de fiare. Și spune despre un exemplu, unul care merge la furat și nu-i frică de Dumnezeu, adică, dar când lată un câine, îi frică și fuge. și aici merge. Ei, acum, cred că important, cred că asta de înțeles, da, uitați bine că mi-am amintit. Cred că sunt trei lucruri de care trebuie să ne lepădăm. Și asta oriunde am fi, viața duhovnicească e aceea, să știți, și în mănăstire și oriunde. Lepădarea de lucruri, deci primul rând, lucrurile care te țin într-o societate păcătoasă, într-o lume păcătoasă. Lepădarea de lucrurile acestea care îți favorizează păcatul, îți facilitează păcatul. Asta cred că e primul lucru. Și spune și Sfântul Ioan, depărtarea de lucruri nu e chiar așa grea. Nu-i, da. Adică, că dacă nu te mai duci, acum facem comparația asta cu mersul la mănăstire, nu te mai duci la distracții, nu te mai... Da. Sigur că aici și acolo, dacă ai o anumită cumpătare, până la urmă poți te duci să te rogi și la ăsta să bei un pahar de vin, să mulțumesc Dumnezeu, să te rogi și să fie și cei de acolo binecuvântați. Orice se poate. Dar, zice, depărtarea de lucruri sau
pătimirea aceasta de lucru, că altul are o avere, altul mașină, altul casă, nu știu câte. Lepădarea aceasta, deci nu e nici chiar așa de grea, zice, după aceea e lupta cu patimile. Asta, de fapt, e împătimirea. Împătimirea, că altul e împătimit de ceva, de lucruri, de averi, de trupuri, de femei, de persoane. Și ei, cum poți să te desprinzi de lucruri dacă nu ești călugăr și... Na, știm toți că călugării, chiar dacă au mănăstirea, dacă are diferite lucruri, ele nu aparțin unui monah. Sunt în comun. Monahul are cel mult, sau poate să aibă acest lux aproape de a avea doar chilia lui, câteva cărți, câteva icoane, hainele de pe el și cam atât. Cum să te lepezi de lucruri în lume când cumva trebuie să ai, mai ales dacă ai familie și casă și mașină și mai faci și investiții zilele noastre. Adică ce mai vorbim de o afacere? Cel care are afacere? Cred că Dumnezeu, adică ne dă fiecăruia, deci nu numai că ne îngăduie, cred că ne dă strictul necesar. Pentru că lucrul sigur îți trebuie cât îți trebuie la unul singur. Deci o chirie, cum a zis dumneavoastră, ca și familie să trebuie trei camere, poate, sau trei copii. Și, dar modul de abordare e același. În mod, adică, până la urmă, eu le primesc din mâna lui Dumnezeu, le gestionez, le dau, le voi lăsa și moștenire. Și la mănăstire rămâne mai departe, la care vor veni. Tot la copiii spirituali, să zic. Aici, se zice, rămâne la copiii naturali. Dar ei sunt și copii spirituali, până la urmă. Și modul ăsta de a gestiona e același, până la urmă. E un mod evanghelic și cred că poate răspuns ar fi, Sfântul Ioan mai zice ceva. Zice, omul să urmărească, adică viața duhovnicească stă pe trei stâlpi, zice, nerăutatea, postul și neprihănirea. Nerăutatea e la început. Trebuie să fii în pace cu toată lumea, asta e prima condiție să mergi pe calea mântuirii. Neurăutatea, să nu răspund răului cu rău, fii cu toată în pace. Apoi intri într-un sistem de asceză. E clar, nu se poate înainta. Care e postul? Și apoi neprihănirea. Neprihănirea, zice Sfântul Ioan undeva, că te aseamănă atât cât este cu putință cu Dumnezeu. Deci te aseamănă cu Dumnezeu. Ei, și aici, în astea trei condiții, în astea trei lepădări, zice dânsul așa, zice să te lepezi de lucruri, să te lepezi de patimi, care e lupta cea mai grea, uneori durează ani de zile sau zeci de ani, și să te lepezi de neștiință. Adică, foarte interesant, cum? Asta e. Ei, asta e problema. Eu zic că, deci, oriunde poți, deci, că să te lepezi din știință, dacă pui mâna și citești, sigur, întâi Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură te învață să gândești duhovnicește, să ai o viziune duhovnicească asupra lumii, asupra creației, asupra lui Dumnezeu. O viziune teologică. Apoi, sigur că Sfânta Scriptură e doar biblioteca care începe. Ea te trimite în filocalii, toate scrierile părinților de 2000 de ani care și-au izvorât de acolo și care te învață cum să gândești, cum să te raportezi în sfaturile Sfântului Porfirie, Capsul Calivitru. Eu citeam prin anii 90 tot așa, am uitat, convorbire duhovnicească a lui părinților Ioanice Bălan. Știți, cele de câte 100 de pagini. Da. Una din 88 și una, cred că, din 90 sau 9. Cu toți două. Ei, când citești sfaturile astea la toți domnici, găsești acolo soluții la orice meserie ai avea, orice familie, orice profesie, orice ai fi. Și găsești modul de raportare duhovnicesc. Cred că asta, cultivarea aceasta a cunoștinței duhovnicești, Sfânt Antonie cel Mare zice să-L ai pe Dumnezeu tot timpul înaintea ta, sigur, în fața ta, adică să nu fii, că Dumnezeu e viața ta. Noi nu suntem producătorii vieții, am produs noi viața, nu ne-o putem produce nici pe a noastră înșine și nu putem crea sau nici condițiile vieții.
aerul, apa, mâncarea, soarele, toate spus de Dumnezeu. Deci asta trebuie să fim conștienți, că există o făptură net superioară, care e mai mare decât noi, dar prin care noi trăim. El e eul nostru, eul nostru adevărat, deci, prin care trăim. Singurul, de fapt. Sunt autorii, cred că de asta zice să-L ai pe Dumnezeu înaintea ta, adică nu în dreapta, nu în stânga, ci tot timpul în fața ta. Și în tot ce faci să ai mărturie din Scripturi. Sigur, nu erau filocaliile atunci. Era pe la începutul de creștinismului, dar Scripturile sunt de ajuns. Adică, era totuși paterii cu care atunci se scria și circulau sfaturile tuturor părinților. Părinte Andrei, e minunată această discuție, din păcate n-avem timp. Aproape că s-a terminat. Mai avem mai puțin de 5 minute și aș fi vrut la final să vă pun o întrebare care în sine deschide aproape întreagă emisiune. Scara aceasta a Sfântului Ioan Scăraru, atât de minunată, compusă de el după 40 de ani de stat în pustiu în apropierea mănăstirii Sinai, el ajunge stareț al mănăstirii după această teribilă nevoință, la vârsta de 80 de ani. Da. Această scară care are 30 de trepte, de la lepădarea de lume până în vârf, având ultimele trei virtuți, credința, nădejdea și dragostea, este o scară pe care urci propriu-zis, adică ai pus piciorul pe prima treaptă, lepădarea de lume, după care când urci la nepătimire, adică neîntristare, gata, ai lăsat în urmă lepădarea de lume, după aia urci pe înstrăinare? Sau cum? Că ideea unei scări este că treptele din urmă sunt abandonate. Nu, în primul rând, asta e o cunoștință a vieții duhovnicești. Noi suntem deodată pe toate treptele. Foarte interesant. Deodată. Niciodată nu vom putea abandona o treaptă. Pentru că noi suntem deodată pe toate treptele și tot timpul avem oscilația asta, cum suntem pe treapta a cincea, acum mai coborâm pe a treia, iar urcă, poate atingem a șaptea. Foarte important. Deci drumul nu e ca un grafic din acela asimptotic care merge direct la cer. Nu, asta e clar. Suntem deodată pe toate treptele. Asta un aspect. Apoi, sigur, abordarea este întotdeauna, întâi, scara este o carte bună de citit. Deci la început. Eu acum le citesc la biserică, vă dați seama, la credincios. În fiecare joi, în meu rând, câte un capitol din o scara virtuților pe înțelesul tuturor, în paranteză, celor ce vor, a părintelui profesor Sterea Tache. Care e foarte interesant. L-am avut profesor. Da. Ei, sigur, eu citesc acolo la dânsul și sigur mai fac și o comentarii și așa. Sigur, ăsta prin un capitol a fost mai lung, al doilea e foarte scurt, de o pagină, de 5 minute, 10 minute, și o să mai fac eu comentarii. Dar, oarecum vreau să-i familiarizez pe oameni cu ideea. Întâi să citești ca orice carte, unul ca de cultură, îți formezi niște idei. Pe exemplu, eu am găsit, acum citesc scara, o traducere de care, nu știu dacă știți, dar e minunată, foarte mult îmi place, pe lângă părintelui Stăniloae și a părintelui Corneanu, mitropolit, o scară tradusă acum 60 de ani sau 70, de către Tiții Medrea, un mare învățat mitropolit al Bucovinei, care a inițiat, la prima dată rugul a prins la Cernăuț, i-a adunat pe noi. Poate cu acest gând ar trebui să rămânem, că sunt multe traduceri, mă bucur că ați pomenit-o și pe aceea lui Tiții Medrea, dar cu ce putem încheia? Și anotată și pregătită de părinții Benedict Ghiuș. Wow, extraordinar! Din păcate, emisiunea trebuie să se încheie aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, părinte Andrei Coroian, de acolo, de la Catedrala din Deva, vă rog să vă rugați pentru toți cei care ne ascultă. Rămânem cu acest gând. Suntem toți pe toate treptele concomitente. Cu scara în fața noastră și ne prinde de scară. Vă mulțumesc mult. Cristian Curte de la microfon, vă mulțumește dumneavoastră pentru atenție. Ne vom reîntâlni duminica viitoare de la 23:30. Seară frumoasă în continuare.